Bună dimineața, dragi prieteni ai Vocii Basarabiei, sunt Iulian Ciocan, vă invit din nou la Radiografia Săptămânii, o emisiune în care, așa cum știți, iau în dezbatere teme de actualitate cu oameni pe care îi invit din zona artei și culturii. Dacă nu te interesează pe tine politica, s-ar putea politica să vină în ograda ta și uneori chiar să te strivească. În această dimineață o să încercăm să disecăm actualitatea împreună cu actorul Victor Untilă, actor la Teatrul Alexei Mateievici. Victor, bine ai venit la Vocea Basarabiei. Bine v-am găsit, bună dimineața. Hai să te întreb mai întâi, cum se descurcă un actor în aceste vremuri destul de complicate? Bănuiesc că nu aveți salarii comparabile cu ale miniștrilor, salarii de 50.000 de lei. Aproape. Glumesc. Nu, n-avem. Adică pe oricine n-ai întrebat din Republica Moldova în privința salariului, oricum o să fii nemulțumit. Dar pentru un actor, salariul este aici, în Republica Moldova, este mizer. Mizer. Asta ar însemna circa 10.000 de lei. Nu. Asta e mult. Asta ar însemna circa oficial 5.000 și ceva. Asta e foarte mic. De asta cumva noi actorii suntem obligați să mai avem un conjob sau să mai facem ceva pe lângă teatru. E adevărat că eu fac ceva pe lângă teatru, dar tot în domeniul meu. Sunt profesor la o școală de arte și am cum un grup de adolescenți care lucrez. Și acolo mai obții un salariu. Da, dar în general, deci fără un job suplimentar, nu prea e cum să fii actor. Să te concentrezi pe rolurile pe care trebuie să le... Da, e adevărat și asta e trist. E trist pentru că e o meserie care te consumă la nivel emoțional, la nivel psihic. E o meserie care necesită mult timp. Și când zic mult timp, adică chiar așa și este. De moment, noi când lucrăm la o montare sau la un spectacol nou, noi lucrăm și noaptea. Da, adică noi nu avem un program de lucru de la 8 până la 6. Nu, noi puteam să avem un program de la 10 până la 4 dimineața. Am avut așa cazuri. Da, asta e un program extrem de încărcat, aș zice. Eu am remarcat niște actori care în același timp erau un soi de influenceri. Vania Băț, Borea Gospodariu, deci oamenii aceștia se ocupau cam exact cu ce facem noi acum în această emisiune, se apropiau de actualitate în felul lor specific, o comentau folosindu-și maestria de actori, utilizând causticitatea, ironia, le câștigă și ei ceva bani din această ocupație, aceste videouri? Oare? Eu cred că da. Sau, eu cred că da, fiindcă nu cred că le... Poate să fie doar și o plăcere, cumva, profesională, sau... Dar, în primul rând, asta crește vizibilitatea ta ca profesionist, ca actor în Republica Moldova. Și deja tu ai un câștig. Mulți, și recunosc, mulți m-au întrebat de ce nu, cumva, nu sunt și eu activ în mediul online. Probabil că încă nu am, nu știu cum să zic, nu vreau să zic curajul. Curajul am. Nu mă simt încă ok să vin cu... Nu aș avea o voce. Aș avea o voce, am ce spune, dar până când mă simt bine să zic lucrurile astea din scenă. Adică nu mă simt bine să spun asta în fața telefonului mobil. Dar în emisiune mi-ai venit să spui niște lucruri despre ceea ce ne se întâmplă nouă aici, în viața de zi cu zi. Hai să începem discuția noastră, iată, cu așa o știre. Zilele astea, de unăzi, s-au împlinit 3 ani de când președinta Maia Sandu, deci conduce Republica Moldova. Deci 3 ani de mandat al Maia Sandu. Și vreau să întreb cum ți se par acești 3 ani de activitate, președinte?
În primul rând vreau să zic că Maia Sandu este președintele sau președinta care mă reprezintă în continuare. E adevărat că nu a avut oameni, eu așa cred că nu a avut oameni cu care să... Partidul a fost slab. Asta e punctul meu de vedere pe care eu îl zic. Da, Dar ținând cont la toate, cumva Republica Moldova a căpătat o vizibilitate foarte bună. Acum am să mă leg de evenimentul care a avut loc pe 21 mai, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asta este un eveniment crucial. Nu este aderare, ci obținerea statutului. Obținerea statutului. Adică eu am fost în piața Marii Adunări Naționale și pentru prima dată m-am simțit cumva mândru de poporul meu. Și asta o zic cu cumva foarte sincer. Până atunci am auzit multe... nu prea te simțeai. Nu, nu. Cumva noi vorbim, dar noi vorbim din tufișuri. Iată, avem tendința asta care ne caracterizează pe noi ca și popor. Noi suntem un popor foarte fricos și îmi dau seama de ce, fiindcă în spatele nostru am avut un sistem care ne-a modelat așa cum a vrut el. Și noi niciodată, eu nu mi-aduc aminte ca părinții mei, acum ca exemplu iau pe ei, ei n-au avut o poziție clară. Ei n-aveau o poziție. Ei cumva încercau să împace pe toată lumea. Ceea ce e bine. Ca să supraviețuiască. Da. Încerca să-i înțeleagă pe toți. E ok să-i înțelegi pe toți, dar tu nu-i poți accepta pe toți. Trebuie să vii tu cu poziții, cu vocea ta. Da, tu ai încercat să le spui lucrul ăsta părinților? Da, da. Și da. Ce au zis ei? Ok, eu am, acum... nu vreau să zic că sunt mare, dar devenind un pic în fața lor am crescut, am o poziție și am avut discuții, am avut discuții, dar fiindcă eu permanent n-am înțeles de ce la masă nu trebuie să vorbești. Fiindcă asta era cumva o problemă care eu psihologic nu înțelegeam. La masă nu trebuie să vorbești cu gura plină, eu asta înțeleg. Dacă stai mut 40 de minute, pentru mine asta nu era ok. Și eu tăceam mut pentru că și eram mut pentru că așa era o lege. Da, care de tabiet. Care, da, care nimeni nu mi-a explicat de ce e așa. Uite, deci Maia Sandu este președinta pentru care ai votat, probabil da. Pentru că te reprezintă. Da. Este cel mai bun președinte pe care l-am avut aici în Republica Moldova? Din punctul meu de vedere, da. Noi am ales din tot ce a fost cel mai bun. Și dacă m-aș întoarce în timp, eu tot aș vota-o pe ea. Ok, fiindcă... dar spuneai că ceva cu echipa parcă nu e prea bine. Da, echipa a fost foarte slabă. Partidul în gener, partidul oamenii care i-a avut în partidul PAS. Da. Din punctul meu de vedere, Adică ai putea să formulezi, nu știu, un gând, de ce ți se pare slabă această echipă? Adică nu se ridică la înălțime Maia Sandu. Maia Sandu e un soi de locomotiv, așa cum spune, care trage partidul după ea? Eu așa văd lucrurile. Eu așa văd lucrurile. Fiindcă de multe ori argumentele cu care veneau nu se ridicau la nivelul așteptărilor sau era deficiență de a se exprima. Și asta cauza anumite dileme în societatea noastră și apăreau glume făcute corect, în baza acestor cumva aserțiuni ale coechipierilor din PAS. Ok. Vreau să mai adaug ceva, că mai este o chestie. Noi, ca și națiune, avem chestia asta de am votat și noi mâine vrem să ne trezim pe străzile din Washington. Dar, de fapt, schimbarea se face în timp. Adică schimbarea nu se face într-o zi. Eu sunt mai bătrân și am urmărit destul de atent evoluția faunei politice din Republica Moldova în ultimii 30 de ani de zile și eu cam tot timpul am trăit cu senzația asta. Și politicienii, de fapt, mi-o alimentau. Domnule, noi vom face. Și au trecut așa 30 de ani și n-au mai făcut mare lucru.
Și atunci, cumva dorința asta de a obține mai repede ceea ce n-am putut să obțin 30 de ani, mi se pare firească, mie, ce obțin pentru generația mea. Da. Voi probabil mai puteți aștepta cei tineri, dar noi deja nu mai putem aștepta. Da, cât? Nu. Deja noi trebuie să schimbăm lucrurile, nu să le așteptăm. Deja e momentul acțiunii. Adică trebuie să facem ceva. Și acum dacă m-ai întrebat de mandatul Maia Sandu, eu acum încerc să mă gândesc cu groază dacă nu era Maia Sandu la putere, dacă eu eram aici, în scaunul acesta. Și nu eram. Asta e punctul, pur părerea mea. Dacă ai fi plecat în străinătate undeva? Nu plecat în străinătate și nu eram, de exemplu, pe front în Ucraina. Iată, eu mă gândesc la asta. Dacă era Igor Dodon, spre exemplu, la putere. Păi ce-ar fi însemnat asta? Dacă Igor Dodon ar fi fost la putere, ne-ar fi trimis pe front acum? Sau? Eu așa cred. Da? Da. E pro-rus? S-ar fi unit. Ar fi atacat Ucraina? Sau? N-ar fi atacat Ucraina, cumva ar fi creat o anumită, nu vreau să zic, o anumită legături în care numai decât să atace Ucraina. Probabil, nu vreau să zic, eram deportați, dar într-un fel așa văd eu lucrurile. Da. Maia Sandu, de altfel, pentru că vă vorbim despre ea, da, care ți se pare? Deci realizarea cea mai mare în acești 3 ani de activitate este ceea ce a obținut în plan extern. Asta, da? În primul rând. În primul rând asta. În primul rând asta. Nu știu dacă aș putea să mai adaug acum ceva, dar în primul rând mi se pare asta. Dacă stau bine și mă gândesc. Da. Altminteri dinspre Federația Rusă vin mereu spre noi și spre președinta Maia Sandu tot soi de propozeli și avertismente, că discut în fiecare misiune. Despre asta nu-i săptămână în care vreun oficial rus să nu arate să ne propozească. Da. Și, de exemplu, domnul Pescov i-a reproșat Maia Sandu faptul că ea nu ține cont de rezultatul alegerilor locale din Republica Moldova. El consideră că aceste alegeri arată că poporul din Republica Moldova vrea să fie mai aproape de Federația Rusă. Tu cum vezi acest reproș și alegerile astea? Ai fost la alegeri, apropo? Pe 5 noiembrie. Nu. N-ai fost? Nu. De ce? O spun cu mare rușine. Am avut turneu în Sibiu și tot trupa... Ai o scuză, da. Dar, ceea ce afirmă dumnealui mi se pare o prostie. Și explic de ce. Eu am fost consilier, fiindcă unul din prietenii mei, cei mai buni, și un băiat foarte deștept care a terminat USM, o are 3 masterate, a vrut să candideze ca primar în comuna unde eu locuiesc. Evident că eu l-am susținut și am fost drept consilier. Nu m-am recunosc din cauza jobului pe care l-am, eu nu am fost activ în campania electorală. Dar, la un moment dat eu am vrut să ies din acest consiliu și să nu-l mai susțin, să-l susțin, dar să nu particip. Deoarece am aflat că candidează ca primar din partea primarului Ion Ceban. Mm-hmm. După care el mi-a zis, Ion Ceban nu mai este în Partidul Socialiștilor. El deja are mișcarea alternativă. Da. Și aici eu iarăși am stat la dubiu. Adică, eu nu vreau să zic că sunt apolitic, nu sunt apolitic,
dar nici nu... Nu sunt cumva un analist politic în care fac o analiză în fiecare săptămână sau în fiecare zi ce se întâmplă, care sunt schimbările, care sunt concluziile, unde merge țara noastră, cum se dezvoltă țara noastră și așa mai departe. Da, uite, președintele Parlamentului Igor Gross a fost aici la Vocea Basarabiei într-o emisiune de ună zi și el spunea că rezultatele alegerilor de la Chișinău trădează faptul că Ion Ceban este exponentul Kremlinului și noi asta am spus-o cu vârf și îndesat. Este un pion, o conservă, hai să zic așa, a Federației Ruse, care a primit cumva blagoslovirea și să devină român și pro-european. Așa a spus președintele Parlamentului, cumva se potrivește, adică e în... E un gând care vine firesc după ce ai spus tu ideea asta, da? Deci cum se pare această... Eu nu știu, probabil dumnealui cunoaște anumite dedesubturi pe care eu nu le cunosc. Ca să nu acuz acum pe nimeni sau să zic că dumnealui nu a avut dreptate. Dar e foarte greu să, nu știu cum să zic, să ștergi prima imagine cu care tu te-ai afișat în fața unei lumi întregi. Da. Ion Ceban s-a afișat ca socialist. Dar acum este pro-european. Dar acum este pro-european. Da. Care aduce niște argumente foarte juste, după părerea mea. Da, cum îți explici faptul că totuși el a reușit să câștige din nou și să obțină al doilea mandat în Chișinău? Prin ce a reușit să-i fascineze pe Chișinău? Eu cred că, din punctul meu de vedere, și acum eu sunt foarte obiectiv, Chișinău s-a schimbat. Vizibil. Vizibil s-a schimbat. Adică... Un exemplu, la ce te referi când spui vizibil s-a schimbat? Din momentul când a venit Ion... Trotuarele, că mai mult despre asta se vorbește. Ok, trotuarele. Din momentul când a venit Ion Ceban la conducere, eu, personal eu, care merg cu transportul public, și mă refer aici la transportul suburban, suburbia, eu nu am mai mers în niciun autobuz în care eu, când mergeam în el, mă uitam și vedeam podeaua, vedeam șoseaua. Eu nu am mai mers în așa ceva. Acum, pur, banal, un exemplu. Aceeași stație, aceeași, iarăși, trotuare, despre trotuare tot se vorbește, da. Dar iarăși a căpătat o parcurile. Parcurile. Eu nu am... Acum, eu nu știu cum să zic, mie natura îmi place foarte mult, ca artist. Și în momentul eu când merg în parcuri, eu văd o anumită curățenie care ea, nu că era înainte, parcurile erau curate la noi. Anume, parcurile erau curate. Dar curățenie la nivel de... Eu nu mi-o pot explica, dar parcă natura au căpătat o altă culoare. Deci așa am învins eu în Ceban. Da, eu cred că așa am învins. Acum pur vizibil. Și n-a mai contat faptul că a fost cândva în Partidul Socialiștilor. Eu cred că da. Da. Și de ce n-a putut Lilian Carp, reprezentantul PAS-ului, să-l eclipseze? Pentru că nu avea această istorie de... Eu mă gândesc pentru că oamenii au trăit o anumită dezamăgire față de partid, cum am zis și anterior. Dar, iarăși, eu până la urmă tot eram într-o dilemă enormă. Adică, eu mă gândeam foarte mult la pe cine aș alege primarul Chișinăului. Foarte mult m-am gândit la asta. Erau atât de mult m-am gândit că nici n-am votat până la urmă. 28 de candidați. Cred că era foarte greu să alegi, nu? Dar iarăși, până la urmă, tot mă gândesc, poate Iulian Carp merita o șansă. Orice om trebuie merită o șansă. Adică, dar mi se pare că Ion Ceban a câștigat cumva obiectiv. Da, interesantă idee. Apropo, Ion Ceban, după ce a învins, a făcut o declarație, de fapt, aș zice o propunere, adresat guvernului, guvernanților, autorităților centrale, el a zis așa, haideți să pregătim sărbătorile de iarnă împreună. Iar domnul președinte al Parlamentului Igor Grosu, care a fost aici într-o emisiune, a spus că mai bine
repară podul de pe strada Mihai Viteazu și nu te ascunde și nu umbla cu bradul. Adică, cum ți se pare această propunere? Sau... Aici e o chestie, eu simt un soi de acuzații. Adică, de ce nu poți să repari și podul și în același timp să inaugurezi și bradul? Uh-huh. Adică, sărbătorile de iarnă, ele cumva pentru mine, ca om, eu doar în perioada asta am făcut o analiză cumva de când sunt eu pe acest pământ. Și atât în perioada asta am observat că noi moldovenii, nu știu cum, parcă ne schimbăm când în sărbătorile de iarnă. Și nu înțeleg de ce ar trebui să vină sărbătorile de iarnă ca noi să fim mai buni, sau să fim mai generoși, sau să fim mai înțelegători, sau să nu tragem atenția și să ne supărăm atât de des și să creăm conflicte. Și atunci cumva privim lumea altfel. Deci sunt la fel de importante sărbătorile de iarnă ca și reparația podului de pe strada, da? Mihai Viteazu. Da. Da. Nu e o contradicție aici. Nu. Și atunci reproșul domnului președinte al Parlamentului Grosu e exagerat cumva? Sau... Eu îl iau drept ca pe un reproș. Atât, o acuzație. Uh-huh. O acuzație care vine dintr-o problemă sau dintr-o poziție pe care o are dumnealui față de Ioan Ceban. Ziceai că noi în sărbătorile de iarnă, în special, devenim mai buni. Da, eu vreau să spun că trăiesc de fiecare dată un soi de decepție, ori de câte ori ajung în aceste zile, în sărbătorile de iarnă. Și această decepție e despre focurile de artificii, care pur și simplu mă fac uneori să țâșnesc din casă. Deci e un zgomot infernal lângă blocurile alea unde stăm noi. 30-31 decembrie, ulterior și deci mai târziu, în ianuarie, deci, pentru că sunt două sărbători, da? Pe stil vechi și pe stil nou, și atunci aceste focuri de artificii revin și în ianuarie. Și atunci eu nu știu câtă bunătate acolo, pentru că elora nu prea le pasă de liniștea ta și de ce se întâmplă cu tine și de emoțiile tale. Vin, parcă au niște tunuri, domnule, și zguduie efectiv ferestrele. Eu privesc un pic lucrurile altfel. Uh-huh. Adică eu cred că oamenii așa își manifestă acum bucuria de a sărbători astfel, prin aceste focuri. Deci, deși mi se pare deja prea exagerat. Uh-huh. Adică prea multe. S-ar putea să fie o diferență de vârstă. Adică voi, tineri, vedeți cumva focurile astea de artificii altfel și eu le văd cumva din perspectiva mea de om deja mai bătrân. Cumva vecinii mei, că eu savurez focurile de artificii a vecinilor. N-am înțeles. Și eu trăiesc așa o bucurie, eu personal. Da, lăsăm focurile de artificii, iată așa un subiect. S-a vorbit destul de mult despre el zilele astea. O declarație a președintei Maia Sandu, revenim din nou la președinte, localitățile care demonstrează că sunt susținătoare ale integrării europene a Republicii Moldova trebuie să primească bani europeni. Pe când cele care nu cred în valorile europene o să primească bani numai de la bugetul de stat. Așa cum primesc și toți ceilalți. Trebuie să facem o diferență, spune Maia Sandu. Nu mă refer la un singur partid, sunt mai multe partide pro-europene, cetățenii europeni nu vor să irosească, să plătească impozite pentru cei care vor să fie cu Rusia. Ce înseamnă asta? Deci, localitatea care probabil a ales un primar sau consilieri pro-europeni, aia ar fi localitatea pro-europeană, aia ar trebui în primul rând să primească fondurile europene. Aia care a ales un primar, să zicem, pro-rus și niște consilieri pro-ruși, n-ar trebui să primească. Cum ți se pare ideea asta? În general, te interesează această propunere, această idee?
Eu nu pot să zic că mă interesează, dar nici nu pot să mă fac că nu am auzit-o. Eu nu analizez acum din punct de vedere politic. Poate, din punct de vedere politic, e o strategie pe care trebuie să mergi, că e o strategie. Din punct de vedere uman, mie mi se pare asta o discriminare. Uh-huh. Adică o comunitate care cumva a câștigat sau a învins partidul pro-rus, asta nu înseamnă că toți oamenii din comunitate sunt pro-ruși. Deci pot fi și în acea comunitate. Și atunci cum noi împăcăm toate părțile? Noi ce facem? Îi anihilăm? Îi alungăm? Îi dăm afară? Le mutăm locuința? Da, să întreb... Facem o comunitate... Asta e o întrebare foarte bună și într-o asemenea localitate, așa zis, anti-europeană, da? Ar putea să existe oameni care au votat pentru integrarea noastră europeană și atunci exact. Ce facem cu ei? Da? Exact. Atunci poziția lor sau nu contează sau cum? Și atunci unde ajungem dacă mergem pe ideea asta? Asta ar însemna probabil că multor localități din regiunea Găgăuza acum nu o să le mai dăm fonduri europene. Ceea ce ar fi incorrect. Din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere ar fi incorect. Incorrect acum... pentru că sunt și acolo oameni sau pentru da. Că e un soi de discriminare, cum spuneai? Sau... Nu, pentru că sunt și acolo oameni care sunt pro-europeni și atunci se creează un soi de discriminare. Uh-huh. Și acum am să fac o paranteză pentru că anul acesta, prima dată, am fost în Transnistria. Ah. Pentru prima dată. Eu am rămas șocat. Când ai fost? În luna mai, eu am rămas șocat că eu știam că există punct vamal. Dacă n-am văzut asta... La de lângă Bendera. Da. Când am văzut asta cu ochii mei, mi s-a adunat, am simțit un boț în stomac. După asta am avut senzația, după ce am trecut punctul vamal, am avut senzația că pur și simplu m-a luat cineva și m-a aruncat în afara pământului. Adică când am văzut drapelul roșu, când am văzut... Oamenii au legile lor, oamenii au valuta lor care e recunoscută doar acolo. Eu despre, e una când eu doar aud și alta când eu mă conving. În momentul când tu te convingi, tu asta simți pe deci a fost un șoc corpul tău. Da, și pentru mine a fost un șoc, adică eu nu înțelegeam. Și am cunoscut oameni, vorbitori de limbă română, majoritatea, care pur și simplu mi-au zis în față, este un sistem putred, care nu poate fi schimbat. Eu sunt aici pentru că aici e casa mea. Așa mi-au zis. Eu sunt aici pentru că e casa mea. Dar unde, în ce localitate ai fost? În Tighina. Tighina. Da, am văzut cetatea Tighina, care e un monument a Republicii. Da. Și tu ca tânăr, ca actor, ca un tânăr din Republica Moldova, cum vezi viitorul nostru alături de această zonă transnistreană? Îți imaginezi că vom fi împreună vreodată? Eu îmi doresc. În capul meu îmi imaginez. Dar dacă cumva aș privi și aș zice un pic, mi-aș da două palme și aș spune trezește-te și hai să mergem pe pași cât e de posibil de făcut sau de realizat chestia asta, mi-e dificil. Iată, mi-e dificil să mi-o imaginez. Pentru că noi am fost din start un popor cotropit, un popor șutuit în stânga și în dreapta, un popor destrămat. Adică noi suntem români, eu mă consider român, eu sunt român, dar cumva și noi vrem să ne unim cu România. Vrem, eu vreau cel puțin. Și o parte cu majoritatea cu care eu comunic, vrem. Dar e chestia asta că noi deja ne-am obișnuit și asta e grav. Noi ne-am obișnuit, noi suntem români, dar ne-am obișnuit să fim cumva separați, să există un hotar între noi. Și ne-am obișnuit atât noi, oamenii din Republica Moldova, cât și cei din România. Și atunci unirea... Eu asta simt. Eu când am fost în București, eu asta am simțit. Eu când am fost în România, eu asta am simțit. Eu m-am convins când am mers acolo. Și ce se va întâmpla? Rămâne doar așa, un deziderat greu de realizat.
De ce trebuie să punem degetul pe rană? De ce trebuie să punem degetul pe rană? Da, pentru că este un subiect care... Dar nici nu vreau să zic că e greu de realizat, un deziderat care e greu de realizat. Nu vreau să zic chestia asta. Iată, vreau să... Poate sunt naiv. Vreau să fiu surprins. Să mă surprindă ziua de mâine. Vreau să fiu surprins. Mm-hmm. Îmi doresc schimbări. Vreau schimbări. Îmi doresc. Eu cred că putem face lucruri. Păi, cu cine ne unim? Cu Transnistria sau cu România? Dar noi cu Transnistria așa suntem uniți. De ce trebuie să ne mai unim? Păi, da, chiar tu spuneai că acolo e altă lume. Alți teagă, eu simt acolo o problemă a lor. Și nu vreau acum să învinuiesc pe cineva. Sau pe ei să-i învinuiesc. Dar simt o problemă a statului de acolo. Simt cumva ceva e putred acolo care cumva încearcă să crească ceva acolo ce e imposibil. Nu cum tu să te numești stat atâta timp cât tu nu ești recunoscut de nimeni. Asta ca și cum mie mi-ar spune, eu aș spune, a striga în gura mare, eu sunt om, dar doar eu nu sunt, nimeni nu mă vede pe mine ca om. Sau da, ca individ. Ciudat e că nici Federația Rusă nu e recunoscută încă. Tocmai de asta. Tocmai de asta. Cea care acum a declanșat... Adică eu îmbăț cu două capete. Da. Dar cu tot am ajuns la unire. Sondajele spun că a crescut numărul uniuniștilor în Republica Moldova în ultima vreme. Ba chiar există această idee că mai ușor o să ne integrăm în UE dacă o să ne aderăm da, cu românii. Generația tânără. Uite, tu ești un tânăr. Ai 26 de ani. Ai toată viața în față. Tu îți dorești această unire, da? Așa ai spus. Da, eu îmi doresc această unire. Sau, să zicem, dacă cumva merg pe chestia asta pe care eu am observat-o, că am devenit cumva, ne-am împăcat cu gândul că există un hotar între noi care ne deranjează, dar nu ne deranjează, dar ne-am împăcat cu el că e a nostru și parcă ne unește, dar în același timp ne disparte și parcă suntem ok, atunci eu văd aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, ca stat independent. Da, asta a spus și domnul președinte Igor Grosu aici, într-o emisiune la Vocea Basarabiei, a spus că proiectul viabil, cel care ar trebui să ne intereseze în primul rând, acum este integrarea europeană. Da. Uite, mergem mai departe cu subiectele noastre. Asociația Forța Fermierilor și Federația Națională a Fermierilor anunță că pe 22 noiembrie deci agricultorii vor organiza niște proteste masive, așa spun ei. Vor veni cu tractoare, cu tehnica agricolă la Chișinău. Ei zic că mulți producători agricoli sunt la limita falimentului și disperării, așa zic. Și că toate încercările de a negocia, de a obține niște ajutoare de la guvern, nu știu cum, nu-i satisfac, deci... Și deci vor veni să protesteze. Pe mine mă interesează pe tine ca actor, ca pe un tânăr din Republica Moldova, te interesează acest protest? Da. Adică din bula ta artistică tu îl remarci? Desigur, dar eu trăiesc într-un mediu în care pe mine mă interesează să cunosc și să aflu ce se întâmplă în acest mediu. Pentru că eu am întâlnit artiști care îmi spuneau, domnule, dar protestul lor nu mă interesează ce fac, adică eu îmi văd de treaba mea. Ok, eu nu part aceeași idee, fiindcă arta teatrală trebuie să dezbată condiția umană. Condiția umană, eu dacă sunt din Republica Moldova, trebuie să dezbată condiția umană în primul rând din Republica Moldova. Adică eu nu pot să rămân indiferent, să mă fac că nu văd. Uh-huh. Și nu pot să zic că nu mă afectează. Mă afectează. Ei au mai făcut proteste. Da. Nu-i prima dată. Nu-i prima dată. Mă gândesc dacă s-a schimbat ceva. Poate s-a schimbat, dar eu nu am văzut. Din cât mi-aduc eu aminte. Poate s-au schimbat lucrurile. Dar iarăși mi se pare un act de curaj. Că vorbeam cu breasla noastră actorecească, cu unii. Mm-hmm. Și am zis că, iau-te, unii oameni dintr-un domeniu au curaj să facă un protest. Dar la noi în arta teatrală, când se întâmplă ceva, iată, noi cumva nu avem curajul ăsta de a ne aduna și a fi un tot întreg și a deveni cu o voce și a face un protest. N-aveți? Din cât, nu știu, nu avem. N-am, din puțina mea experiență, ca profesionist începător,
N-am văzut. Mm-hmm. Poate o avem, dar o discutăm așa, fiecare aparte, în grupulețe. Și mi se pare important că fermierii cumva, și înțeleg de ce, fiindcă e o problemă cu care se confruntă și care, nu zic că ceilalți nu au probleme, dar pentru mine un pic nu e logic când eu intru într-un supermarket și eu cumpăr produse, legumele, fructele aduse din alte țări. Și cumva nu, în piața nu sunt puse în vânzare sau aduse în piață produsele noastre. Vorbesc, nu vorbesc acum de rodii, că la noi nu cresc rodii. Vorbesc de aceeași ceapă, cartof, mere. Da, asta e o întrebare bună și de fapt veche, pe care ne-o tot punem așa ce se întâmplă cu agricultura noastră. Deci noi, ca actori, ca jurnaliști, ca scriitori, ar trebui totuși să fim interesați și să vedem ce se întâmplă în dreptul acestor proteste, da? Da. Să încercăm să, da, să vedem în ce măsură au dreptate oamenii ăștia sau în ce măsură n-au dreptate. Da, fiindcă e foarte important ca în urma unui protest tu să vezi de fapt cum s-au schimbat lucrurile și dacă s-au schimbat. Și atunci tu doar în acel moment tu poți observa dacă cumva guvernarea funcționează, uh-huh, măcar cât de cât. Da, pentru că eu, mă rog, e o părere subiectivă și noi impunem mănui, dar aveam impresia de-a lungul anilor, tot uitându-mă la protestele de la noi, că aici protestele, ca și cum e o lume în care fiecare e cu protestul lui. Adică a ieșit, de exemplu, Breasla și a protestat, dar toți ceilalți nu sunt interesați de protestul ăsta. Vin agricultorii, vin florarii, vin tipii cu patente, deci toți protestează. Celelalte categorii sociale nu sunt interesate de acest protest. Și atunci, prima oară, mi-a apărut această întrebare. Dar ar trebui să mă intereseze toate protestele astea sau nu, și pe mine? Da. Cred că da. Și poți să argumentez de ce? Pentru că eu sunt un cetățean al acestei țări și nu pot să mă fac că nu văd. Dar iarăși vorbesc noi ca națiune și vorbesc punct din perspectiva mea și pur obiectiv. Am observat că ceea ce se întâmplă la vecin de multe ori nu mă interesează. Mm-hmm. Dar el totuși rămâne vecinul tău. Da, și problemele din ograda lui pot să, da, ajungă în ograda ta. Și problemele din ograda lui, liber, ajung în ograda ta. Dar iată, domnul Grosu a spus că, a precizat în emisiunea la care mă refeream mai sus, guvernanții trebuie să aibă grijă de toți cetățenii, nu doar de acești agricultori. Acești agricultori nu trebuie să aibă senzația că doar ei au probleme. Da, dar cum ei au o problemă? Hai să-i ajutăm întâi pe ei. Și după îi ajutăm pe ceilalți. Hai să venim toți cu probleme. Dacă în felul ăsta dumnealui crede că le poate soluționa, ieșim toți, facem proteste și rezolvăm toate problemele Republicii Moldova. Am înțeles. Iată încă un subiect. Am mai multe și Maia Sandu a spus că nu va semna decretul de numire a Bașcanii Evgenia Guțul. Cred că ai auzit că în Găgăuzia a câștigat mandatul o reprezentantă a Partidului Ușor, Evgenia Guțul. E o noutate pentru mine. Nu știai? Da, e o noutate. Foarte interesant, toată lumea știe. Deci această reprezentantă a Partidului Ușor, victoria a fost oarecum neașteptată, acum este Bașcan al autonomiei Găgăuzie, Evgenia Guțul. Ea, legea spune că ea ar trebui să devină automat și membra a guvernului. Toți bașcanii precedenți erau și membri ai guvernului. Deci participau la ședințele pe care le convoca, să zicem, premierul, prim-ministru. Uh-huh. Acum Maia Sandu a spus că nu va semna decretul de numire a acestei Bașcani Guțul în componența guvernului atâta timp cât, citez, ea lucrează pentru o grupare criminală. Am încheiat citatul. Se are în vedere Partidul Șor, care este scos în afara legii și probabil de Partidul Șor ai auzit mai multe despre el. Da. Cum ți se pare această
decizia Maia Sandu, această ezitare a ei de a o numi pe doamna Guțul în guvern. E bine, e rău. Ție tot una. Din punct de vedere politic, și nu sunt analist politic, poate e ok. Din punct de vedere ca om și ca cetățean simplu, e pentru prima dată în viața mea că nu pot să mă, îmi vine greu acum să mă expun. Fiindcă îmi dau seama că în momentul când acceptă această propunere, tu ai anumite sau sunt anumite așteptări. Și nu știu dacă pe cât îi, sau îmi trebuie de creat o anumită relație ca să ajungi la un numitor comun. Și mi se pare că poate e dificil de ajuns la un numitor comun. Adică chiar nu știu. Chiar nu știu aici. Da. Pentru că există și părerea asta că asta înseamnă o îndepărtare a comratului de Chișinău. Și... Evident. La fel cum am spus și anterior. Există și pe de altă parte, sigur că și exigența asta, perseverența asta a Maia Sandu tot este demnă de respect. Da, e o situație complicată asta. Nu știu exact cum ar putea fi rezolvată. Probabil că doamna Guțul ar trebui să iasă din partid ușor. Probabil. Probabil. Iată acum, spunând asta, văd o soluție. Mm-hmm. Fiindcă da. Mi se pare că Maia Sandu nu degeaba e președintele Republicii Moldova. A venit cu opoziții, clar. Mm-hmm. Nu și atât. Da. Da, vom vedea ce va face doamna Guțul. Dar partidul șor, cum îți pare? Ilan Șor, adică se vorbește că guvernanții noștri vorbesc despre un război hibrid pe care Federația Rusă l-a declanșat aici și presupun că partidul șor este un soi de pârghie prin care Rusia și exercită influența aici. Sincer, eu tot văd așa. Chestia asta așa. Și așa și-am văzut-o. Din mai multe surse pe care le-am citit, le-am consultat, am văzut, am urmărit, am... Da. Iată încă un subiect. N-avem cum să-l trecem cu vederea. Deci a existat mai întâi o scrisoare pe care Metropolitul Moldovei, Vladimir, cel subordonat canonic, deci Patriarhie Rusia, a trimis Patriarhului Kiril din Moscova și în care spunea că lucrurile degradează în Metropolia Moldovei, o iau razna, deci sunt enoreași care pleacă spre Metropolia Basarabiei, pentru că avem aici Metropolia Basarabiei, partea Patriarhiei Române, și în care el îi reproșa chiar ceva Patriarhului Kiril de la Moscova. Zicea că, uite, războiul ăsta cumva afectează starea de spirit a enoreașilor. Ăștia nu mai vor să aibă de-a face cu o forță agresivă și să duc spre Patriarhia Română. Între timp a apărut și un paroh, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău, Pavel Borșevski, care și el face parte din Metropolia Moldovei, acest Pavel Borșevski, cu un grup de preoți din protopopiatul de Chișinău, sectorul 2, parcă, precum și enoreași, au spus că vor să treacă la Metropolia, deci de la Metropolia Moldovei, subordonată Moscovei, la cea a Basarabiei, subordonată României. Și ei a făcut o propunere patriarhului, deci metropolitului Vladimir, să ia cumva în considerare această opinie și chiar să treacă ei toți la Metropolia Română. A existat o ședință acum în Metropolia deci Moldovei, convocată și ea de Vladimir, și ei au decis totuși să rămână o entitate separată, să nu treacă la Patriarhia Română. Deci, cumva au neglijat această propunere a lui Pavel Borșevski, care totuși a spus că subiectul rămâne deschis, așa a zis el, s-ar putea să nu fie foarte clare lucrurile. Tu mergi la biserică? Da. În ultima perioadă, rar.
dar merg. La ce metropolie? Cea a Moldovei sau cea românească, a Basarabiei? Uite, eu credeam că până acum am mers la o metropolie comună. Deci nu știa că sunt două. Pentru mine asta, în primul rând, e o problemă. Și acum o să înțelegi de ce. Da, da. Pentru că de când eram mic, în genere eu aveam o problemă. Eu mergeam foarte des la biserică, fiindcă mama m-a luat la biserică. Uh-huh. Foarte des. Și eu nu înțelegeam de ce religia se implică în politică. Când mie mi spar două lucruri, în continuare mi spar două lucruri total diferite. Și adică ele nu pot fi comparate, dar religia susține politica. Nu e adevărat. Dar când spui asta, la ce te referi? Adică... Mă refer. A fost așa un caz când, după slujbă, preotul a început să... Erau alegerile locale, asta cu mulți ani în urmă, și a început să vorbească despre alegerile locale, că să-l votați pe cutare, a început să-mi dea niște pachetele, lumea fericită, pe vremea aia primeai un pachet, erai fericit. Pentru mine asta a fost un șoc. Eu nu eram mic. Totuși eram undeva clasa 9-a, cred. Adolescent. Eu înțelegeam foarte bine lucrurile. Foarte bine lucrurile. Și s-a găsit o singură persoană care din biserica asta și-a spus că n-ar trebui să existe tangenți. Și în primul rând eu am fost unul din acei și când mama îmi zicea, nu mă fă de rușine. Da. Putem să spunem așa că atunci când omul ia o decizie de a fi în oriaș al Metropoliei Moldovei sau al Metropoliei Basarabiei, el ia și o decizie politică? Pentru că una e subordonată canonic Patriarhiei Rusiei, iar alta Patriarhiei României. Noi avem două biserici aici ortodoxe. Înțeleg perfect. Altă problemă care era pentru mine, adică era data de 25 decembrie și 7 ianuarie. Eu de când eram mic copil, pentru mine asta era o problemă, fiindcă eu nu înțelegeam cum că Iisus Hristos poate să se nască de două ori. Eu asta nu înțelegeam. Și mai era chestia asta, ei, că permanent primeam răspunsul sau îmi spunea în felul următor, stil vechi și stil nou. Da. Dar nimeni nu mi-a explicat ce înseamnă stil nou și ce înseamnă stil vechi. Ca după, eu am făcut o analiză și am citit și m-am documentat foarte mult, când noi mergem sau funcționăm după calendarul gregorian. Ăsta e ultimul calendar. Da. Dar, în momentul când în 1582 el a fost cumva înființat calendarul ăsta, și pe la începutul secolului 20, majoritatea țărilor l-au acceptat. Adică fie, de exemplu, Grecia în 1923, Franța mai devreme, Germania încă și mai devreme, dar Patriarhia rusă și în general și cea din Basarabia funcționează în continuare după calendarul iulian. Da. Și de asta există această diferență. Dar până la urmă nu e nicio diferență, dacă să privim lucrurile cumva clar. Și cum vezi viitorul acestor două biserici? Se vor uni, vor rămâne separate? Din ce a spus domnul ăsta, Mitropolitul Vladimir, este că ei rămân în continuare subordonați Moscovei, dar au zis că condamnă războiul ăsta al Federației Rusie. Eu, pur părerea mea, e că aceste două metropolii trebuie să se unească. Atâta timp cât noi funcționăm după un calendar gregorian. Gata, noi am acceptat calendarul ăsta. Păi dacă acceptăm calendarul ăsta, hai să trăim cu ziua de astăzi. E adevărat că familia mea și noi sărbătorim Crăciunul pe 7 ianuarie. Mm-hmm.
pe 7 ianuarie. Dar asta pentru că există o istorie în spate. Da, și cumva... Da, eu văd unire, eu văd și foarte simplu. Pentru mine e foarte simplu de făcut. Fiindcă nu văd nicio, cumva, o insultă sau că pierdem cumva credința, că nu suntem atât de, nu știu cum să zic, spirituali. Nu e adevărat. Rusia ar accepta așa ceva? O asemenea separare a Metropoliei Moldovei de Patriarhia Rusă. Dar de ce trebuie Rusia să ne accepte? De ce trebuie Rusia să ne accepte? Dacă suntem un stat independent, păi hai oameni buni să fim independenți. Hai să avem o poziție a noastră. De ce permanent trebuie să ne uităm la vecini și cum mi-a spus vecinul, cumva așa să ne modelăm? Asta e o prostie. Pur părerea mea, e o prostie totală. Da. Pe această notă încheiem discuția noastră. Victor, mulțumesc foarte mult. Doresc succes în activitatea ta de actor. Dragi prieteni, invitatul meu din această dimineață a fost actorul Victor Untilă de la Teatrul Alexei Mateievici. Eu, Iulian Ciocan, vă doresc în continuare un weekend liniștit și vă aștept sâmbătă viitoare la o nouă ediție emisiunii Radiografie Săptămânii.